Ciprian Titistoi, ca deputat AUR, face apel către autoritatea electorală permanentă și cere ca alegerile locale să aibă loc din nou din cauza mai multor nereguli pe care le-a sesizat. Printre ele și faptul că AUR a fost considerată drept o alianță și la alegerile locale, când acest lucru a fost valabil doar la cele europarlamentare. Totodată solicită demisia premierului Marcel Ciolacu și a echipei sale pentru modul în care au organizat aceste alegeri. Noi, cei din Alianța pentru Unirea Românilor, am avut o alianță electorală doar la alegerile europarlamentare. Ei ne-au luat drept alianță electorală și la alegerile locale, fapt neadevărat. În plus, așa cum am spus, mulți din secții au completat greșit procesele verbale. Eu fac un apel către autoritatea electorală permanentă să ia o decizie și să refacă aceste alegeri, să aibă loc din nou. De asemenea, cei care au organizat, ministrul Ciolacu și guvernul său, să-și prezinte demisia de onoare. Deputatul Ciprian Titistoi a făcut cunoscute rezultatele pe care AUR le-a obținut la alegerile locale în județul Timiș. AUR a intrat cu 3 consilieri locali în Consiliul Local Timișoara. Are 5 consilieri județeni și aproape 150 de consilieri locali în orașele și comunele din Timiș. Stoica a subliniat că aceste rezultate nu sunt cele finale și că la 72 de ore de la încheierea alegerilor încă nu există o situație clară. Deputatul a vorbit și despre fraudele semnalate în ziua votării. Au fost și am semnalat în ziua votului mai multe fraude, plecând de la buletine multiple de același fel înmânate alegătorilor, la tentative și reușite sau nereușite de a cumpăra votul dumneavoastră. Este trist că la aproape 35 de ani de la Revoluție, în Timiș, unde PSD-ul nu a avut niciodată vreun succes remarcabil, s-a înroșit harta. Sunt cei care, uitați-vă cum au condus țara în ultimii 4 ani și uitați-vă cum au condus și cum au organizat aceste alegeri, peste tot nervii au fost întinși la maxim, o busculadă de nedescris în mai toate birourile electorale și aici la Bej, iar toți cei implicați în acest proces nu au știut cum să își scoată cămașa. Totodată, Ciprian Titistoica asigură că AUR nu va face alianță cu niciunul dintre partidele comasate, după cum chiar el s-a exprimat.